jos, așa, dați-le din mână în mână ca să, să le strângem pentru, pentru noua carte. Gradul de responsabilitate al colegii mei și mai am un lucru de mare, atenția la detalii continui, responsabilitatea vis-a-vis de asumarea noțiunii de acuratețe și respectiv modul în care privesc cu responsabilitate lucrurile pe care le fac. Și de ce crezi că nu le privesc cu responsabilitate? Confortabil în nivel, la nivelul la care sunt și probabil pentru ei situația la care au ajuns sau nivelul profesional la care au ajuns este suficient. Confortul și nu dorești schimbarea pentru că ți-e foarte bine cum e, așa am făcut dintotdeauna, așa a fost, hai să rămân așa. Mentalitatea pe care o cunoaștem și de care de foarte multe ori ne este frică și rușine să vorbim, dar într-adevăr românii abordează foarte des, merge și așa. Și atunci atenția la detaliul de aici, lipsa la detalii de aici pornește acuratețe, răspunsul. Cine e de acord? Cine subscrie? Ok. S-au ridicat foarte multe mâini. Mulțumesc. Aș vrea să vă arăt un exemplu. Scuze. O secundă. Putem să punem filmulețul? Nu, că nu mă unde. Am zis că merge la o sală de cinema, acest intro. Este vorba despre un curs la Facultatea de Tehnologie și Economie pe care l-am condus semestrul trecut. Am să vă dau un exemplu despre cum poți crea un spațiu inovator, despre cum poți ocoli oamenii care spun nu pentru că așa am făcut dintotdeauna, nu pentru că așa sunt regulile noi, nu pentru că noi de 20 de ani așa facem și așa va fi, dar care va fi rezultatul muncii? Trebuie să-mi spui dinainte ce va ieși și cât va costa și așa mai departe. Într-o organizație foarte mare și foarte grea, care se mișcă ca un, ca un tank. Deci este o organizație de 5.000 de studenți și 2.000 de angajați per total, cu mai multe facultăți. Nu am să vă dau un exemplu din corporațiile cu care lucrăm, cum ar fi SAP, Procter & Gamble și mai departe, din motive pe care toți le știm, nu pot intra în detalii, însă se aseamănă foarte mult procedura. Haideți să vedem. Da, am început cu o imagine electroaparatajului. Pentru că am auzit astăzi foarte multe despre Internet of Things, despre noile tehnologii care în afară
deja aduc la noi produse precum smart homes, smart devices, smart cars. Ce înseamnă asta? Telefonul meu știe că întâlnirea mi-a fost amânată și comunică cu mașina care știe că au fost minus 15 grade ieri noapte și de aceea motorul își va da drumul înainte ca eu să mă duc în mașină și, bineînțeles, căldura în baie își dă și ea singură drumul pentru că știe când vă face o duș și așa mai departe. Toate aceste connected devices, Internet of Things, machine-to-machine communication, este o tehnologie nouă, interesantă, ca multe alte concepte noi, cum ar fi design thinking, și ea cred că trebuie privită critic și trebuie privită în context și trebuie, în primul rând, văzut care sunt nevoile în contextul în care noi creionăm viitorul. Tocmai de aceea, Design Thinkers Group a creat un temporary studio despre care voi vorbi mai departe. Temporary studio este un hub. Temele care mă preocupă pe mine sunt, pe lângă design thinking, coworking, hubs, makers, or hackers și organizații. Am explorat în ultimii 15 ani, de când nu mai stau în țară, și anume vis-a-vis de acest mall. Am văzut și ce era înainte de acest mall, în acest spațiu. Multe țări, multe locuri, am lucrat alături de guvernele din Africa de Nord, din Germania, din Spania, din Portugalia, pentru a crea o atmosferă creativă, pentru a ajuta industriile creative să se dezvolte, iar din acestea, bineînțeles că rezultă și inovațiile pentru corporațiile mari, o îmbunătățire a vieții cetățenilor per total și așa mai departe. Am văzut cum cresc în multe pieți noi nevoile oamenilor, însă am văzut și cum foarte multe chestii sunt implementate din afară și puse așa peste ceea ce există. Și pentru că este din afară, este bun și haide să-l folosim și noi. Design thinking-ul oferă, prin pașii pe care îi propune, o gândire tip design. Designerul, dacă este educat, să spunem, în spiritul Bauhausului, el în primul rând va întreba de ce ai nevoie de ceea ce ai nevoie și va încerca să afle utilizatorul final chiar își dorește acest lucru, ce își dorește utilizatorul final și prin metode de, care sunt împrumutate din etnografie, din antropologie și așa mai departe, vom afla cunoștințele care sunt cunoștințele tacite, tacit knowledge ale utilizatorului final. Nu vorbim aici de marketing și nici de targeting și nici de persoana pe care l-ați văzut. Vorbim de empatie. Vorbim de empatia cu utilizatorul final. De aceea design thinking. Ca și hubtrepreneur, este meseria pe care mi-a fost dată, ca și hubtrepreneur formez hub-uri în diferite țări și în diferite... E bine păzit. Hub-urile acestea pot fi digitale sau pot fi fizice. Am auzit adineaurii vorbindu-se de acceleratorul de startup din Berlin, cu care lucrez destul de des. Este un hub fizic, este un incubator de idei, este un incubator de startup-uri, pornind de la ideea, că și corporațiile au nevoie de inovație și trebuie să vadă ce se întâmplă la baza piramidei, cum ar veni. Hub-urile însă pot fi și un loc de întâlnire digital. În aceste hub-uri, nouă ne place să adunăm oameni prețioși, așa să îi colecționăm ca pe o frânghie, oameni inovatori, oameni cu idei, oameni care au curaj și să îi punem împreună în același loc, fizic sau digital, să le oferim un spațiu pentru ceea ce se numește serendipity, nu știu, soartă, întâmplare, și așa mai departe, să inspirăm și să le oferim încrederea de a face greșeli, de a eșua, de a reîncerca, de a itera, de a repeta și de a testa cu utilizatorul final într-un stadiu foarte incipient orice idee au.
prototiparea la fel este foarte importantă. Văd foarte multe capete care zic, da, știu, știu. Și mă bucur pentru că văd că foarte multe agenții, mai ales mici în București, cel puțin, lucrează deja așa și aplică aceste, aceste practici. Și am să vă spun o poveste care s-a întâmplat. Tot nu împac? Yes. Da. Așa. Care s-a întâmplat într-un hub, Global Innovation Gathering, care unește din 40 de țări tineri inovatori, makers, startups, dar și firme, cum ar veni Vodafone, Microsoft și așa mai departe, mai ales fundația acestor firme, o dată pe an la Berlin. Și aici se întâlnesc toți acei nebuni care fac totul altfel, care provoacă în țările din care vin. Este vorba de Marcos Lemais Addis din Etiopia, care are foarte mari probleme cu poliția de acolo, pentru că hub-urile astea sunt foarte periculoase din punct de vedere politic. Hub-urile astea fac oamenii să gândească critic, fac oamenii să pună întrebări. Dar de ce facem așa? Dar avem nevoie de lucrurile astea? Hub-ul acesta nu numai creează inovație și tehnologie la un nivel de produs, dar și la un nivel de servicii. Dintr-o dată, dacă vă gândiți la sectorul turismului din România, serviciile au foarte mare nevoie de inovație, deci se trece de la produs la servicii, iar apoi se trece la o transformare socială. Hub-urile acestea au un impact social asupra felului cum trăim, cum interacționăm și de ce reguli respectăm. Și într-un final se ajunge și la politici. Tocmai de aceea este și susținut financiar de Ministerul German de, al Economiei, cu care se lucrează foarte strâns. E, la una dintre aceste întâlniri la care mănânci, te întâlnești, vorbești, nu faci planuri dinainte pentru că nu știi ce se va întâmpla, am interacționat cu Adrian Cotto, Roman Zacoto, din Madagascar. Cine știe care e capitala Madagascarului? Că... Da. Antananarivo. Yes, exact, Antananarivo. Și în Antananarivo există un hub de inovație, care se numește Habaca. Super. Acest hub de inovație are nevoie de cunoștințe din Berlin, ca să vorbim despre, să nu vorbim despre Europa, Europa de vest, Europa. Noi avem aceste cunoștințe și avem acest pool de creier, de oameni, de skill-uri pe care le-am dezvoltat, de proceduri și așa mai departe. Și cum să facem? Am încercat prin a aplica tot felul de programe, prin a cere cere voia multor oameni care erau acolo sus, dacă putem face asta și asta, nu a mers. Pentru că adineori a venit întrebarea, ce faci când nu ai voie? Încerci să hackuiești sistemul, cumva. Și am hotărât că avem noile tehnologii. Având noile tehnologii, noi nu avem nevoie nici să ne permită cineva să călătorim, nu avem nevoie nici să ne invite cineva să mergem în altă parte. Ne oferă o libertate fantastică pe care dacă noi știm să o folosim pentru noi și nu împotriva noastră, putem crea un impact la nivel global. Și cred că România este pregătită să creeze un impact la nivel global deja. Deci am avut un grup de 15 studenți de la Facultatea din Berlin, ingineri, designeri, studenți de economie, de comunicare și international business, exact, management. Design thinking-ul trăiește din multidisciplinaritate. Deci dacă încercați așa ceva la dumneavoastră în companie, gândiți-vă dinainte să fie un grup cât se poate de interdisciplinar din foarte multe domenii de lucru și din foarte multe școli de gândire. Pentru că inginerul gândește un pic altfel decât creativul și așa mai departe. Dar de toți este nevoie. Pe cealaltă parte a mapa mondului, am avut un grup de tineri ingineri, international business și așa mai departe din Antananarivo, care era în Habaca. Și brief-ul lor comun a fost design products or services, mai aveam și transformational designs, within IoT, serving humans and not machines. Deci găsește un produs, un serviciu sau o intervenție transformatoare
în cadrul Internet of Things, Internet of Things este tehnologia aceea care face ca mașinile să vorbească una cu alta și telefonul să-i spună mașinii și mașina să-i spună barierei să se ridice, deci Internet of Things, care să servească oamenii și nu mașinile, adică să nu fie focusată doar pe big data, cum să strângem date, cum să le vindem, cum să așa mai departe. Haideți să ne focusăm pe nevoile umane. N-a fost deloc ușor. Pentru că, în primul rând, a trebuit să înțelegem ce este big data, ce este open data, care este diferența dintre ele, ce este Internet of Things, machine-to-machine communication, machine-to-human communication. Deci am făcut un întreg curs, ca să spun așa, numai despre empathize. În empathize se înțelege understand and observe, înțelege și observă. Deci am încercat să înțelegem care este brief-ul și ca să înțelegi care este brief-ul, trebuie să înveți în continuu. Deci ne-am învățat unul pe altul, inginerii îi învățau pe ceilalți studenți ce înseamnă exact infrastructura, API-ul și așa mai departe, din spatele acestor obiecte interconectate prin internet. Apoi designerii explicau restul celorlaltor studenți din curs perspectiva lor, ce înseamnă design thinking, care sunt pașii care trebuie urmăriți. Am învățat să empatizăm unii cu alții numai din acest proces de învățare reciprocă, pentru că în acest proces de învățare reciprocă și dat lecții unui altuia, înveți să te pui în pielea celuilalt. Iar noi facem greșeala că ne punem doar în pielea clientului, dar ne punem toată în pielea colegilor noștri. Și ar trebui să începem cu noi, să vedem ce nu știu eu, ce știe colegul meu și de ce nu l-am întrebat niciodată. Și o să aflu că poate el chiar are o foarte mare pasiune pentru produsul la care lucrăm acum. Ok? În această fază de empathize am mers pe stradă, am mers în Berlin și în Antananarivo și am făcut interviuri cu comunitățile locale să vedem care sunt nevoile, care sunt oportunitățile de business. Lăsând la o parte Internet of Things. Apoi am trecut la definirea punctului de vedere. Am definit 5 industrii, health, tourism, urbanism, conflict resolution. Deci conflictele au fost o mare industrie pe care am detectat-o și educația, bineînțeles. Și din aceste 5 industrii pe care le-am detectat, am început să găsim idei, ideate. Acestea cred că le știți. Brainstorming-uri, tot felul de metode creative, nu știu dacă știți, cine a făcut jocuri de găsit idei și de brainstorming. Ok, văd că sunt într-o sală plină cu creativ, deci cred că aici chiar nu trebuie să intru în detalii. Însă pașii ăștia dinainte sunt importanți. Pașii dinainte care implică ethnography research, contextual inquiry și așa mai departe. Să te uiți, să privești, să asculți. Am făcut prototiparea cu niște kituri Arduino pe care le-am primit de la FreeThink Box, cu care veți avea ocazia să vă cunoașteți, pe care veți avea ocazia să le folosiți în acest weekend la Romanian Design Week, pentru că le-am adus din Berlin, paranteză. Iar apoi le-am testat, am făcut pitch-uri și o să vedeți ce a ieșit sau ce n-a ieșit. 5 pitch-uri. Cel din dreapta sus, Smart Access Management Program, este un hardware, deci este un product design care a ieșit. Vă amintiți? Brief-ul era product, services or transformational design. Deci care să schimbe atitudinea omului, transformational design. Este vorba de mărirea capacității a unui device să acopere când într-o școală toți elevii intră online, să poată acoperi foarte, foarte multe devices care sunt online. Iar ei au prototipat un obiect care apoi au aflat că, de fapt, există deja în Kenya, se numește The Brick, prin care poți da internet la 70 de persoane un timp instant și la care poți să-ți și încarci telefonul mobil. A fost o palmă pentru studenții mei nemți, care credeau că toată inovația vine numai din Germania, de la inginerii nemți, și care au descoperit ei marea
nevoie în țările africane sărace și foarte puțin inovatoare, iar ca apoi să-și dea seama că acest produs este pe piață și a fost inventat, ghiși de cine? De cel care a avut nevoie cel mai mult. Pentru că cel care are nevoie știe să-și inventeze, dacă știe să-și recunoască nevoile. Următoarea a fost Theory Space, era vorba despre problema de urbanistică, deci acolo sus educație, urbanistică, și anume este o problemă, mă rog, de lumea întâia. În Berlin, ca și în București, de altfel, metroul este mereu plin, dar nu peste tot, ci doar acolo unde urcă lumea. Și ai tot felul de vagoane care sunt goale, dar nimeni nu se duce acolo. Ei au creat o aplicație Internet of Things prin care vagonul să comunice cu peronul, deci vagonul prin senzori de căldură și așa mai departe știe câte persoane sunt unde, îi transmite această informație peronului, care are jos niște LED-uri verzi sau roșii, și unde tu vezi acolo unde e verde, acolo mă poziționez pentru că aici va fi loc să urc. O idee ingenioasă, când le-am spus-o colegilor din Madagascar, au zis, noi nici măcar nu avem cu ce să ne plimbăm dintr-o parte pe alta. Însă a fost o idee de co-creație între ambele echipe, pentru că și cei din Madagascar au acces la internet și știu că există metrouri și așa mai departe. Și problema traficului, oricum este o problemă mare peste tot în lume, deci cred că în acest domeniu chiar există o nevoie mare de inovație și în București și peste tot. Programul Biopino și Health Club au încercat să adreseze problemele, una era de agricultură, cealaltă era de sănătate. Sunt niște aplicații, pe mine deja aplicații mă plictisesc, studenții mereu fac aplicații, când le dai un task, un design brief, ies cu o aplicație. Cel mai bine să fie și ceva cu gamification, o aplicație cu gamification, gata, am luat 10, mă rog. Dar asta vor și corporațiile să audă de foarte multe ori, deci și Telecom și toți cu care lucrez, vor aplicații. Însă cred că noi consumatorii am ajuns deja la un nivel de încă o aplicație. Deja nu le mai ajută, ne stă în drum. Așa e? Da. Iar sus Security Plus este unul din piciurile cu care vreau să continui. Și anume, studenții s-au dus într-o zonă rurală din afara Antananarivo. În tot acest timp am comunicat prin tot felul de canale și tool-uri de la Adobe Suite, la toate platformele care există, de e-learning, de collaboration, de digital collaboration și așa mai departe. Vedeți că sar peste acest pas pentru că nu a fost important cu ce tool facem acest SPOC, se numește Small Private Online Course. Adică nu Massive Open Online Course. Ce important a fost ce vrem să facem cu acest curs. Și nu ne-au interesat tool-urile de pe drumul înspre acolo. Ei s-au dus și au văzut că foarte mulți oameni, 8 oameni pe zi, mor din cauza unei tradiții stupide. Înainte să te căsătorești ca și bărbat, trebuie să furi niște vaci. Da? Și s-a răscut, știi, să furi vaci de altuia. Este o tradiție absolut stupidă, care în toată Africa de vest o veți găsi. Ei au prototipat o fel de soluții, de la păpuși vudu, de la hai să schimbăm tradiția, hai să schimbăm superstiția, până la garduri cu electricitate, dar de unde electricitate, bineînțeles, că doar ești într-o zonă rurală în care chiar nu există, după aceea panouri solare și așa mai departe. Au ajuns tot la un tracking device foarte ieftin, la care au făcut un business plan, au văzut că nu își pot permite clienții target acest lucru și au contactat diferite NGO-uri și așa mai departe. Picile a rămas idee, nu au continuat. Însă, peste vreo 2 luni, aceeași idee, ei, având în continuare mindset-ul de a observa, a vedea, a căuta oportunități pe stradă, când te duci la piață, când te duci la pâine, când te duci la dentist, uite-te ce nu merge și notează-ți, pentru că peste tot sunt oportunități, peste tot este nevoie de inovație. Având acest mindset, pentru că 60% din curs a fost asta, învață să gândești tip design, învață să gândești privind, ascultând și fiind curios, cât se poate de curios, nu presupune nimic dinainte, fii curios, întreabă, vezi, cercetează, fii ca un copil de 5 ani care întreabă, dar de ce, dar de ce, dar de ce, dar de ce. Și au lansat o companie care se numește
geotracking, nu e foarte... încă nu au departament de marketing și de PR, pentru că sunt doar 3 tineri în momentul acesta. Și anume, au instalat exact aceeași idee de tracking care ei l-aveau cu vacile din zona rurală, pentru că au realizat, noi nu suntem într-o zonă rurală, noi suntem în oraș. În oraș avem o altă problemă foarte mare. Când mergi într-o discotecă, ți-e foarte frică că motocicleta ta va fi furată. Și 3 din 5 se fură când o parchezi undeva. Ce-ar fi să facem chestia asta pentru motociclete? Nu e un sport, într-adevăr, nu se căsătorește nimeni dacă fură o motocicletă, însă au adaptat aceleași idei pe așa ceva. În momentul de față, acel device îți trimite un SMS pe un telefon care nu e smart, pentru că nu toată are smartphone acolo, și ai timp 6 ore să reacționezi. În aceste 6 ore poți să-ți suni compania de asigurări, care va activa device-ul și va ști unde ți-este motocicleta și, bineînțeles, nu va trebui să suporți costurile. Clientelor cel mai mare este, cum ați ghicit, o companie de asigurări. Și cifra de afaceri deja este estimată la câteva milioane, pentru că motocicleta sau motoreta este mijlocul de transport cel mai comun și cel mai des, folosit nu numai în Madagascar, dar și în toată Africa de Vest. Și acești tineri chiar au dat lovitura printr-o inovație care nu acum mai se pare, da, e logic, ce ușor era, mă gândeam și eu la asta. Însă trebuie să treci prin procesul ăsta, să înveți să te uiți, să înveți să întrebi, și să rămâi chiar și după ce ai eșuat, cum a fost chestia cu vacile, că au sunat la o grămadă de organizații, nu le-a ieșit. Însă au rămas. Tot așa, să ai un tracking device implantat în vaci și să știi unde sunt când ți le-a vrea, să duci să ți le iei, să intre în pușcăria respectivul. Însă, consumatorul final fiind fermierul, nu își permite această soluție. Este mult prea scumpă. E o soluție foarte bună, dar nu au avut cum să vândă acest produs. Și au încercat prin NGO-uri, însă au renunțat. Nu, ți se trimite un SMS pe telefonul tău mobil că s-a mișcat motocicleta, s-a mișcat din locul în care ai parcat-o tu. Iar tu ai 6 ore la dispoziție să dai telefon la compania asigurări și să spui, ok, dacă se întâmplă ceva, îmi plătiți voi. Acum 3 săptămâni a fost lansat. Dar nu poate fi înlăturat device-ul ăsta de pe motociclete, de forță? Cu siguranță, cu siguranță. Câte de mare? A, dacă nu poate fi furat, am zis, nu poate fi natural, chiar mă gândeam, poate te gândești la ceva biohacking, ok, scuze, nu poate fi furat, nu, este în interior, este instalat, pentru că tu orice motocicletă trebuie să o înregistrezi prin compania de asigurări și atunci compania de asigurări, care cumpără aceste device-uri, le instalează în interiorul motocicletei. Și, da. Cred că la detaliile astea se lucrează, dar deja văd foarte multe idei. Poftim? Mi se pare foarte complicat. Din punct de vedere de implementare, de implementare a... Am parcat. Am revenit. Dar să știi că acum suntem în stadiul de coaching pe implementare, business și așa mai departe. Poate chiar ai chef să vorbești cu ei. Vorbim după. Mesajul meu, eu văd că vă place ideea sau că aveți întrebări cu privire la idee care s-a lansat abia acum 3 săptămâni. Mesajul este... Dacă crezi că nu se poate și dacă vezi că nu există un drum prin care să-ți poți implementa tu ideea ta în compania ta, oricât de greu ar fi, croiește-ți tu. Noi ne-am croit un curs între două emisfere cu niște tool-uri pe care le-am găsit la fața locului. Deci în universitate aveam foarte multe spații din acestea de teleconferință și așa mai departe. La Habaca Space erau foarte multe resurse nefolosite. Am găsit resursele nefolosite, am găsit
sponsors în cadrul organizației noastre care să ne ajute și am demonstrat că se poate într-un timp foarte scurt să fii foarte agil și chiar să produci ceva, nu numai planuri, nu numai cifre, nu numai ce se va întâmpla dacă. Mesajul pentru corporații în acest, să ne întoarcem la corporații și la organizațiile mari, este că de foarte multe ori procesele, tool-urile pe care le avem ne împiedică să fim inovatori. Chiar să ne uităm la ceea ce există în fața noastră, pe jos, și care ar putea să fie o mare inovație, pentru că suntem legați de anumite procese, de anumite reguli pe care noi le-am stabilit sau altcineva le-a stabilit și gândim în aceste pattern-uri. Și bineînțeles, suntem comozi pentru că cunoaștem regulile, avem experiență în respectarea regulilor deja de 20 de ani și nici nu vrem să gândim altfel. Însă lucrurile se schimbă și concurența devine din ce în ce mai mare. Concurența este globală deja. Tehnologiile avansează cu un pas foarte rapid. Drop your truth and you will die este a lui Carl Dweck, un psiholog organizațional, care a scris un studiu de caz despre niște pompieri care au murit cu câțiva centimetri înainte de a ajunge în zona de siguranță. Pentru că n-au știut să-și dea jos toate uneltele pe care le aveau pe ei. Masca de oxigen, hainele foarte grele, toate aceste tool-uri i-au împiedicat să alerge puțin mai repede. Dacă ar fi alergat puțin mai repede, s-ar fi salvat. Și Carl Dweck se uită, de ce nu au făcut ei treaba asta? Pentru că noi tot ce învățăm în traininguri este cum să folosim tool-uri noi. Fie ele soluții digitale, soluții și așa mai departe, fanuri, e-platforms, etc. Învățăm cum să le folosim, învățăm cât de scumpe au fost, cât a investit compania în a cumpăra sau a dezvolta aceste tool-uri. Învățăm că identitatea noastră depinde de faptul că știm să folosim aceste tool-uri, un pompier care nu e îmbrăcat așa și nu are tot acest bagaj în spate, nu se va simți pompier, dar nu învățăm cum să le lăsăm jos, când să le lăsăm jos, cum să le punem într-un loc bine ferit din care putem să le luăm când avem nevoie de ele. Dar cum să acționăm fără aceste tool-uri? Cum să acționăm fără acest bagaj greu, care de multe ori nu ne lasă să fugim repede să vedem ceva și să ne întoarcem, poate. Asta încercăm să prototipăm la Design Thinkers Week, ca să revin la de ce suntem în țară. Suntem în țară să vedem dacă design thinking, ca și gândire, ca și mentalitate, ca și proces, metodă și way of thinking. Deci, trei chestii. Proces, metodă, way of thinking. Deci, mentalitate. Ar avea un viitor în România. Suntem deja de 5 zile aici, la Hanul Gabroveni. Și pentru că vrem să fim noi exemplul care arată ceea ce propovăduim, practice what you preach, nu facem nimic altceva decât să înțelegem, să încercăm să înțelegem, să explorăm tranzițiile care se întâmplă în țară. De un an facem asta. Nu avem un plan, nu avem un produs, pentru că toate produsele pe care le avem și le vindem în continuu în alte țări nu vor fi compatibile cu piața de aici. În primul și în primul rând, pentru noi a fost o mare surpriză, dar și un șoc să vedem cât de tineri sunt oamenii din corporații din România. Este cu totul și cu totul alt entuziasm, altă mentalitate din start. Spiritul este cu totul altul și credem că, mai ales din acest lucru, din acest motiv, dar și din motivele de context, de trenduri geopolitice și așa mai departe, orice soluție pe care o avem noi cu Design Thinkers Group în toate celelalte țări nu are cum să aducă roade aici. Vă invităm joi, vineri, sâmbătă și duminică să veniți la Design Thinkers Group. Să gândiți care ar fi proiecția noastră pe viitor pentru organizațiile din România, dar în primul rând am început mic pentru București. Pentru că impactul fiecarei organizații și fiecarei corporații în contextul în care
creează valoare, este foarte important. Și dacă nu, dacă nu îl iei în considerare, orice produs sau orice serviciu îl vei crea și îl vei scoate pe piață, va fi trecător. Design is courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones. Ca să știi situațiile existente, trebuie să le analizezi, să creezi empatia, despre care am vorbit înainte. Poți folosi niște tool-uri de etnografie și așa mai departe, pe care le puteți citi. Iar apoi să proiectezi pe viitor, despre care am vorbit astăzi foarte mult, proiectarea pe viitor. Ce am făcut noi până acum la Design Thinkers Temporary Studio? Am zburat cu copii, am făcut un empathy man, am întrebat oamenii care sunt valorile Bucureștiului, orașului, în ce cred bucureștenii, care este comportamentul lor, care este atitudinea orașului tău. Și ce credeți că au răspuns? Critic? În ce cred bucureștenii? Adică? Distracție, cultură? Ideile din exterior. Am întrebat și încotro ne îndreptăm. Și oricum răspuns era înspre Londra. Da, colega mea Simon fusese cu o companie de aici. A deja avut un proces destul de lung cu o companie de aici, pentru că deja lucrăm cu anumite companii din București. În procesul acesta de co-creare a soluțiilor design thinking pentru piața românească, pentru că nu vrem să vă prezentăm care sunt soluțiile de design thinking din alte piețe. Credem că nu au cum să dea roade aici. Și una dintre cele mai frapante rezultate pe care le-a adus înapoi a fost, știi care este valoarea principală a oamenilor? I-am întrebat, sănătatea. Nu-mi vine să cred. I-am întrebat, ce e cel mai important pentru tine? Și 60-70% din discuția pe care am avut a fost, răspunsul a fost sănătate. Și m-a întrebat, dar de ce li se pare românilor atât importantă sănătatea? Am zis că e mai bună decât toate. Cum să... Sănătatea. Este, din nou, un set de valori foarte nou comparat cu celelalte culturi și contexte în care lucrăm. Haideți să nu vă țin în suspans. Sunt doar câteva chestii pe care le-am pozat așa repede înainte să vin aici. I-am întrebat pe oameni ce auzi, nu de două ori, ce auzi, ce vezi, scuze, ce faci, ce simți și încotro se îndreaptă orașul. Cam ce v-am întrebat și pe noastră afară. Aud râsete de copii, aud zgomote, sirene, aud bormașina, bicamerul, plânsete, foarte multe claxoane de mașini. Ce vezi? Diversitate, biciclete pe străzi. O chestiune nouă. Multe oportunități legate de Internet of Things și biciclete furate și poate furi ideea cu tracking device-ul sau cu bike sharing. O luminiță la capătul tunelului vede cineva. Too many cars. Happy, colorful people. Diversitate. Ce faci? Nu renunți. Mă bucur, îmi trăiesc visul. I don't give up dreaming here in Bucharest. Asta a fost unul dintre răspunsurile cel mai des întâlnite. Într-adevăr, a fost, să zicem, media de vârstă de 30, 25-30 de ani. Însă am aflat că sunt și oamenii care chiar lucrează în organizații și în corporații și care au poziții foarte importante. Nu ca în țările din Europa de Vest, în care media de vârstă este de 55-60 de ani. Pe pozițiile care pot să schimbe ceva. Îl apreciez Bucureștiul. Ce simți? Stres. E prea optimist? La ce oră l-ați luat?
to ask him what time we did it, and we would, because it's too optimistic. Au fost cam 250 de persoane care au trecut pe acolo în total. În și da, în centru vechi. Exact, exact. Ce văd? Decent housing for all. Nu este reprezentativ. Poate continuăm discuția în plen și cu colegele, în engleză, dacă e posibil. Ok? La Decent Housing for All m-am gândit când am ascultat prezentarea despre smart houses și m-am gândit, oare cine își va cumpăra un smart house și care va fi clientul ideal în, în București, poate? Acesta este programul nostru. Mâine seară îi vom avea invitați pe... nu mi-am amintesc numele de familie, dar vă voi spune în prenumele. Pe Dora de la Master School of Management, pe Ela de la Google Innovations și pe Emma, Design Doctor, să vorbim despre ce poate designul și gândirea de design să facă pentru business și pentru schimbarea organizațională. Vineri, în cursul zilei, sunt workshop-uri, probabil că sunteți la servici, dar seara, din nou, vă invităm alături de două cercetătoare din Berlin, Andrea Augsten și Dani Poikert, care au un proiect care se numește Design Transfer, deci cum transferi cercetarea din design în societate. Este mai mult vorba de social design. Iar sâmbătă vom vorbi despre ce poate designul să facă pentru guverne, deci pentru politică. Vorbim despre social design, policy design și cum pot anumite reguli implementate să schimbe, să transforme o societate. Încercăm, încercăm. Da, pe el am întrebat pe domnul Oprescu și a zis că poate trece. Nu glumeam. Da. Pentru aceasta Arcub, care sunt cei care lansează invitația așa. Și vom vorbi cu Simon Veldema, care lucrează cu guvernul din Amsterdam, cu guvernul din Amsterdam și Rares, care nu. Și Marieke van Dijk, deci doi olandezi care lucrează cu guverne. Mă întrebați, dar dacă din România? Deocamdată inspirăm. Noi arătăm cazuri pozitive despre cum se poate face, despre în ce țări guvernele și guvernanții locali. Corect. Because if we have from the government side people that said they would attend the session, if the mayor confirmed the presence, not yet. From NGOs and from corporations we do, but from governments we still we will get. I'm sure. From a design perspective, we just started something, and it's not the end result yet. Yeah. This is just the start of a conversation. Just get to know you, and then we believe in serendipity. I think that's the English word, understood? And then people will come along, and then something is created, and then a talk is being started, and being well, and that will change. And that will change. Yeah, no, but we just come back. We just you start the conversation and you continue it. This because what we notice when just asking people questions, if you have questions and you start a conversation, then you can really design for people. And as far as I know, from a consumer perspective, no one is ever asking me questions except for focus groups or whatever. And I always feel like I have to give the right examples. But no one is asking me as a solution provider, like how can I help you to get the things done, or what is your context that you have to do things. So this is the conversation that we start, and we hope that you will just join us and maybe take over the torch and just take it over and
continue that conversation and then create and help people in the end from whatever private or business. So yes, from a design perspective, we will take into consideration if local governments do not react, that will be a context setting, you know? And that's important, and that is something that we do document. That was your question. Of course, obviously. But yeah. But if they are not there, it doesn't matter. We just do it anyway. Of course. No, but even if I don't believe personally in government itself, government is just... We work sometimes for governments, but we help them, you know? Yeah, it just they need help. And they're happy to get help, no, actually. But they are people too. There are people too. If you approach them with real questions, you will find out that they have needs too. And if you design your services according to their personal needs, believe me, it worked even in countries like Algeria. I've just been in Saudi Arabia too, Saudi working Arabia. With a government. She just came from Saudi Arabia. So. And it was about women's entrepreneurship. What? Emma, can you congratulate? No, I think just from that context, from the government side, there are emerging markets similar to what you are in. You're in a change point and a transition point. My book's called Design Transitions, because everyone is changing. And in Saudi, what our experience was, they were trying to bring women entrepreneurs up and bring them up. And my God, if you encounter a woman entrepreneur from Saudi, beware. They're on a mission. So... because they've got that drive and that enthusiasm to change where they're at and their situation. So yeah, it's who you encounter and who you make the connections with and how you join these dots through this week. And about the public servants I've worked with in difficult countries such as Algeria, they also want recognition and they want to create value. If you ask really deep, they do. By the end of the day, they don't want to go home and feel really bad about their job and about what they've done. And if you can, you know, it's not about, you're addressing corruption probably, right? Or, no. I'm asking where are they? About the men out of this interest. We'll find out. Yeah, why do we should ask? I don't know yet, yeah. We'll find they're out. There. Yeah, well, basically that's our plan. We want to design, you know, a chair in a room, and a room in a house, and a house in a neighborhood, and a neighborhood in a city plan, and understand the context, the trends, the needs of the place where we would like to operate. And that's an invitation to you to come to our hub that we've set up at Hanga Broven. Can I ask some the intelligence that we harvested the past few days is so interesting for us that we came here to learn about you and the results that we got is we got huge insight that you create Bucharest and we didn't come here to get to know the city. We just came here just because we came and for business. And we got so much insight about who consumers are, who people are, and then we learned that it's so interesting if we can all create a identity for Bucharest, or we've got all these challenges to solve challenges that are existing within companies or organizations. So if you have any challenge that within your organization, or as a personal challenge or a social challenge, please bring it to our studio and we will together explore. Maybe anonymously, or if you, I don't know, whatever, but then just bring it in and then we use design thinking and techniques and you can learn design thinking and techniques and see what the answer might be. And I also saw so many love for Bucharest in some strange way because you kind of seem to hate it as well. And I would like also like maybe we can start the conversation about how to create a new identity for Bucharest. Not like it's like a formal identity, but an identity with the people who are participating. And then, because it is an upcoming nation, you feel it in every sense as an outsider. You feel there's a huge energy here, which is like stimulating. But like Emma and I, we discussed, we don't want Bucharest to be like another upcoming or economy with the same things, because that's boring, that's just there enough.
So it would be fun if we could all create an identical Bucharest, which you created, and not corporates or city planners or whatever. Yeah. It's your Bucharest. You have to design it. And that's also our motto. If you can't predict the future, you better design it yourself. And that's why we're here, to help you. So if you have challenges or problems or wicked things or easy things, just bring them to the studio or contact us. And we, the next few days, we will find a way, we will get a group of people, and we just design it. That's our present for the next few days, I think. Yeah, we've invited more people from Germany, from Amsterdam, and they will fly in tomorrow. So come and learn from their experiences or get inspired. Are there any further questions? My question is, what's in it for you? Because you've got quite a lot of energy as well. Do you want to say that? And personally, I'm a design researcher, and I like to research how processes can change cities, can change people, and actually work out who people are now. I've worked in so many contexts in emerging markets around the world, and for me, I think it's quite sad to see places kind of forget their values. I know values change, but not based the transitions of who you are now, and create a city that's vibrant for who you are now. And I've just seen so many cities lose their values and become quite like other places around the world. And for me, that's quite sad. So you guys were quite simple. The reason why I'm here, the reason why I started off is to see a friend who lived here. That's why I came to Bucharest for the first time. And the second time, when I gave a free workshop at MSM, is that I saw so many eager people, and I thought, like, wow, this is a great opportunity to sell trainings. And just really sell, like, old-fashioned way, like, ooh, we've got a product, we can sell it to the people. And then we learned that our product didn't really fit this context. It was too expensive, it didn't really work, we didn't know the right channels, and instead of like doing the corporate way, like probably you all aware of, you just keep on pushing it with big marketing or other ways of doing it, we realized that selling trainings doesn't work in this context, but we felt the energy of the people, and then we decided, like, okay, maybe trainings is not the right answer, but there is energy here, and there is something interesting that we want to explore. So maybe we should change the way we act, and then we learn about things, and then when inside of selling and pushing into market, we can learn, and then maybe we can fit our own system into seeing things, how we can help people, and then with the belief that in the end, resources will come anyway. That's like the main driver why I was here, so this was kind of business, and changing it around. And then second reason why I'm here is just because why we're here, it was also a touch point, like it's a really like a design service design point, but we came here and we live all over the globe. So it also became a touch point for us to be here all together and create something together again. And the third is that we just had so much fun being here. And that's why we like to come back. But this is really the honest answer. Yeah. Daniela, poți să te întreb eu ceva? Da. Se pare că românii înțeleg conceptul de design thinking. If Romanians understand the concept of design thinking. I think you're born design thinking. Zice că sunteți, românii sunt design thinkeri născuți. Răspunsul sigur. Eu cred că fiecare om este născut creativ, și dacă ne uităm la definițiile de design thinking pe care le folosesc eu în cursurile mele și în cercetarea de la Universitatea din Weimar, cred că cu toții suntem născuți design thinker și creativ, pentru că altfel nu am învățat la vârsta de 2 ani cum să urcăm niște scări. Omul este născut creativ să încerce să eșueze, să plângă, să-l doară, să facă din nou, să cerceteze, să vadă oportunități, să testeze, să colaboreze cu alții, să se facă înțeles. Și cred că multe sisteme
de educație și mai ales procese și proceduri în organizațiile mai mari după școală, omoară această creativitate într-un mod constant. Ei, chestia asta este, funcționează foarte bine, mai ales în țările acestea care au, unde totul merge ca pe roate, în care oamenilor este foarte mare frică să mai încerce și să mai creeze. Ei sunt consumatori, nu mai sunt producători. În România încă nu s-a ajuns la faza aceea să fii doar un consumator care nu întreabă și care nu, care nu pune un semn de întrebare, însă cred că piața se mișcă în această direcție și cred că se poate vira un pic la stânga sau la dreapta și se pot arde pași, pentru că românii pot să ardă pașii pe care restul i-au făcut ca să ajungă la concluzia că da, suntem design thinker, dacă vrem. Nu trebuie acum neapărat să branduim acest nume de design thinking. Deja... Nu, vreau să întreb dacă din întâlnirile pe care le-ai avut o companie de aici din România, se pare că se face design thinking în companii sau nu, se dorește? Nu, în niciun caz, nu. Se scrie pe pagine de web ca și vânzare. Deci nu face nimeni. Nu pot să spun că i-am cunoscut pe toți. Voi dar cei cu care v-ați întâlnit? Cu cei cu care am întâlnit încă nu. Nu. Cu cei cu care am întâlnit știu că există, că ar trebui să implementeze. Inclusiv companiile multinaționale. Mai ales companiile multinaționale. Am avut e-mail-uri în care ne-au scris. Am fost promovat pe poziția de CIO, adică Chief Innovation Officer. Vreau și eu, te rog, trimitem cărți sau, nu știu, articole, trimitem și mie ceva, că chiar nu știu ce să fac. Este o reacție care ne-a venit pentru că deja avem multe e-mail-uri și prietenii strânse, adică chiar poți să vorbești eu mai pe șleau. Și da, ne-au venit asemenea reacții a oamenilor care sunt puși pe poziția de și scrie, vezi că tu faci acum design tehnic și le scriu nouă, trimite și eu o carte sau nu știu ceva. Da, pentru că nu se investește în training. Se investește numai în să scrie pe site, să punem ca și imagine. Dar corporația încă nu știu, sau încă, bine, cred că poate fi implementat fără a investi în educație. Mulțumesc. Vă rog dacă aveți alte întrebări. Eu am întrebat tocmai pentru că, din nefericire, ori de câte ori organizăm un eveniment care este pe tehnologie, pe inovație și vorbim în marile companii unde există departamente de inovație, ne spun, na, dar nu vine nimeni de la noi. Nu avem pe cine să trimitem. Este răspunsul cel mai simplu, sincer, general pe care îl primim. Da, știți, dar n-are ce să vorbească. Deci nici măcar nu spun că nu e în țară. Aveați întrebare? Da, vreau să întreb. Design thinking este până la urmă un exercițiu de generare de idei? Are o componentă de generare de idei, dar nu este lipitul post-iturilor pe perete. Nu, exerciții de generare de idei. Are o componentă în faza aceea de ideate, de generare de idei. Este o componentă, da. Între alea 5-6, depinde de model, că acum fiecare și-a făcut modelul lui. Deutsche Bank are model al lui cu 3 pași, SAP-ul are modelul lui cu 6 pași. Toate acestea sunt menite să facă așa o identitate a lor, să zică numai dacă faci așa pot să faci, numai dacă cumperi toolkit-ul meu care costă 60 de euro, numai ceasul cu care oprești timpul, pot să faci design thinking. La fel, sunt multe tehnici de vânzare care e ok, deci, dar trebuie să fii critic și să vezi că în spatele acestei chestii pe care le vezi la suprafață, dacă vreți, este că sunt niște ciupercuțe la suprafață care sunt niște produse. Dar dedesubt este un întreg ecosistem care trebuie înțeles. Și ciupercuțele se fertilizează între ele pentru un ecosistem foarte complicat, de fapt. Intru acum într-o altă metaforă. Însă, ecosistemul acesta trebuie înțeles și educat. Și asta se poate face în timp. Nu se poate face într-un bootcamp de 3 zile, haideți să învățăm repede cum se face design thinking și să-l aplicăm. Pentru că este o schimbare de gândire, de mentalitate, de atitudine. De aceea întrebam de atitudine. Apropo că mai am de făcut o reclamă. Design Attitude. Tocmai și pe piață, vă recomand. Din tot sufletul. Avem o întrebare? E mai ușor să vină aici lângă tine. I'll speak in English so everybody understands me. My question is, you were talking about the context and applying design thinking to the local context, to, or maybe to the national context.
Is there a formula you've researched or found to go with design thinking into the formal education, like universities or high schools, or even go lower with the age, starting early? Because I, for myself, I've been looking outside at a global level, and I've noticed that there are a lot of countries around the world that go into design thinking from as early as 4 years old, and they start teaching those kids practical design thinking from the kindergarten. Thank you. So I understand your question is, when is it being introduced? No, not when. If you've made the steps towards introducing design thinking to our general education, our formal education. I know there's been a lot of people trying to do this, and I know I haven't personally, but I do want to, and that's one of my goals of the future, because I think there's a lot of, personally, there's a lot of people that do feel misfits inside of in systems, and you can, through design thinking and helping people collaborate and increase diversity and empathize with each other, these are kind of fundamental human skills that we've kind of forgotten, and we need to keep them in whatever educational systems we have, and to bring that forward from a younger level. I know there is a map that's produced by IDEO that has all of the educational systems around the world that are bringing. Have you seen it? Yeah, the map. That's kind of where I do see it going younger and younger, and educational systems bringing it in. So IDEO este compania care a dus design thinking-ul pe piața de anvergură, ca să spun așa, IDEO. Uitați-vă ca să vedeți mainstream unde merge, dar priviți-l critic din nou, invitația mea. But I would like to add on that I learned from this week that the Romanian educational system is really Richard, can I say Richard? It's really... but that's completely different than, for instance, the German education system for young people. So then they're older, it's also Richard. And so to implement a change in educational system in Romania, that's a completely different design challenge than it would be anywhere else. But it's interesting to explore. I will give you some examples. So in Berlin, you have Neue Evangelische Schule. It's a school that applies design thinking to all the classes. It's a private school. You have many private schools that do that. You have the what's it, Indian school called? The WE school, again, but it's all private initiatives. And as for public initiatives, I teach at a public university in Berlin, and it's a huge hustle. It's fighting every day, and a course like this setup only works if you keep yourself below the radar and try not to be seen by anyone and do your job like really low profile and talk about it maybe on a conference, but my colleagues have no idea what I do in my courses. My courses is called Design Thinking Human Values, and now I have 3 courses. I started off with 1 4 years ago, and another colleague teaches 3, so we teach like 150 students every semester, but it's really low profile and we try to keep it secret because it's very much provoking for all the professors at the university. Very much provoking. And teaching, I've taught Internet of Things, this brief, design, Internet of Things, services or products that serve humans and not machines. And I bring my students also to conferences. I do walking lectures and going outside the classroom, and that's something that makes them feel very critical about their classical curricula. So then they go back and question, and then yeah, it's very difficult even in Germany because it's a public institution. In Barcelona, I recommend you, if you want to make a master at my university there, it's called Elisava. The master is called MIDI, Master in Investigation for Research for Design. MIDI, Master for Investigation for Design and Innovation. And
It's a bit expensive, but it's a really, really nice curriculum. But for not going to university, it's very easy to start with design thinking. Just start talking and doing. And just don't go to maybe expensive courses or whatever. Just start talking and read book. There's lots of things online, and just start. And we are here the next few days, and if you can talk to us, just start talking and just doing. Don't think that you can really become a train unless you're a designer. But it's really like failing. You've got to fail and start over again, prototype. This is also how you can implement it at your business. Just find some nice people who are also willing to innovate, because you'll know that creativity is the next leadership potential. So just start doing, just under the radar, start implementing, start making changes. And come to us the next few days to try to tell us how we would do it. Thank you. Thank you very much. Oh, and don't believe the hype. Okay. Alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, mulțumim foarte mult, Daniela. Thank you very much. Okay. Aș vrea să închid cu o singură idee. Astfel de conferințe, bineînțeles că nu vin să-ți aducă pe tavă un tool prin care poți să te întorci înapoi la birou și să schimbi lucrurile. Dar ceea ce pot să facă cu siguranță este să vă arate că atunci când aveți o pornire și când vreți să faceți ceva, se întâmplă. Și dacă vă țineți de acea idee, chiar o puneți în aplicare. Cunosc foarte multe companii mici, din păcate sunt mici, mai puține companii mari, și am luat concluzia că omul sfințește locul. Dacă ești un om care vrea să facă lucruri, le faci, mai ales când nu poți, când nu ai bani și când ai piedici. La fel faci într-o companie dacă ai acel drive, dacă ai acea pornire. Și se întâmplă foarte multe lucruri și am văzut comparativ cu alte țări. Nu vreau să amintesc că până la urmă la Apple s-a pus telefonul și s-a făcut calculatorul într-o cutie albă și s-a făcut telefonul diferit, dar era același calculator relativ și același telefon. Era doar o asamblare, o altă viziune a unui produs care exista. Era o altă perspectivă. Dacă noi, prin perspectiva pe care o oferim, lucrurile pe care o facem în fiecare zi și oamenilor cu care vorbim, reușim să arătăm cine suntem și ce vrem, putem să-i mutăm și pe ceilalți să vină după noi. Nu renunțați! Ăsta este sfatul meu, sfat de antreprenor, care știe ce înseamnă să-i se închidă ușa în nas, care știe ce înseamnă să se uite la tine oamenii care au bugete pe mână și să nu creadă și să spună că nu se poate așa ceva și că în România nu există așa ceva și care știe că se întâmplă. Și am avut, din fericire, și mulțumesc Dumnezeu, multe ocazii în care am făcut lucruri imposibile. Și se poate. Trebuie doar să muncim mult. Mult. Mai mult. Dar se poate, iar satisfacția este mult mai mare. Deci se poate să și inovăm puțin, câte puțin, fiecare la locul nostru. Și o să ajungem și noi undeva departe, acolo, așa cum ne place să citim în cărți, să vedem și să ascultăm la străini care vin și vorbesc la conferințe. Deci eu vă sfătuiesc să plecăm cu un feeling optimist astăzi, dacă sunteți de acord. Și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne vedem la următoarea ediție. Ne așteaptă un mall nou-nouț să-l vedem. Vă mulțumesc frumos. La revedere!